Iacoliș în dreapta lui, e singura variantă viabilă. Iacoliș îi trimite lui Ovidiu Popescu, să vedem centrarea lui. Enache la colțul lung, este Nioere, gol! Ce execuție sigură a lui Harlem Nioere, care lovește în plin mingea cu latul. Nu s-a hazardat, Nioere a dat de unde vine. O execuție foarte frumoasă și Steaua deschide scorul în minutul 85. Centrare perfectă a lui Enache, un paravan făcut de Florin Tănase pentru Harlem Nioere, care îndeasă mingea în plasa porții lui Mincă. În fine, o acțiune foarte frumoasă, o acțiune legată a Stelei, iar Harlem Nioere își arată calitatea. La 3 minute de prelungire, Ovidiu Popescu, gol! Să marcheze Mincă, păcălit, crede, traiectoria balonului. Ovidiu Popescu marchează un gol superb. Da, și risipește emoțiile suporterilor Stelei. Steaua, care la acest scor trece pe primul loc cu un punct peste Viitorul. Seamănă, iartă-mă, da. Ionuț, seamănă mult golul acesta primit de Mincă cu golul încasat de Astra la Genk, cu golul încasat de